Un alt subiect, cunoașteți cu toții că ieri la mina din satul Pașcani, regiunul Crivuleni, a avut loc un tragic accident de muncă, în urma căruia, cu părere de rău, avem 3 oameni decedați. În primul rând vreau să prezint și pe această cale condoleanțe familiilor, victimilor și să le asigurăm de sprijinul guvernului, așa cum o facem de fiecare dată. Ieri, împreună cu colegii, instituțiile care trebuie să fie implicate în investigații și elucidarea cauzelor acestui accident tragic, am avut o ședință, seara târziu. Avem astăzi deja și persoane care au fost reținute, pentru că posibil că se fac vinovate de acest accident, dar nu vreau să vin cu detalii înainte de a finaliza ancheta. Toate instituțiile sunt implicate, și cei de la Inspecția Tehnică, și cei de la Mediu, și Procuratura Generală, și desigur că cei care reprezintă instituțiile de sănătate și protecție civilă și situații excepționale. Doar că, așa cum am dispus ieri, pe de o parte să ducem până la capăt această anchetă, pe de altă parte, imediat de urgență să pornim controle la toate celelalte mine din Republica Moldova, dar și să asigurăm ajutorul și sprijinul necesar familiilor celor decedați. De aceea o să includem astăzi în ordinea de zi și vă rog să acceptați acest lucru, un proiect de hotărâre de guvern prin care vom acorda din fondul de rezervă câte 50.000, așa cum spuneam, familiilor victimelor. În continuare vreau să avem rezultatul acestei anchete, să ducem până la capăt verificările cum se respectă regulile de securitate și la alte întreprinderi de acest fel, pentru că siguranța oamenilor este cea mai importantă și nu trebuie să ne jucăm cu așa ceva. Acum